Adrian Orza dorește ca toate terasele din centrul Timișoarei și nu numai să respecte regulamentul privind terasele sezoniere, regulament care există încă de pe vremea vechei administrații. Fostul viceprimar nu mai vrea să vadă mese și scaune de plastic sau lăzi tivuite ca la birturile de la țară. Există terase care nu l-au respectat și nu respectă regulamentul și primul lucru care sare în ochi uneori sunt acele stive de lăzi, ca în zona birturilor de Sătești, unde stau în Piața Victoriei sau în Piața Unirii, stricând aspectul pentru care s-au muncit atât de mult și la regulament și la toată ambianța de acolo. Pentru ca aspectul general al zonei centrale să nu fie stricat de elemente nedorite, Adrian Orza solicită poliției locale să facă verificări proprietarilor de terase pentru a veghea că acest regulament să fie respectat. Și atunci e normal ca poliția locală să mai treacă pe la terase, sigur, nu la o cafea, ci la o amendă. În momentul prezent, în Piața Victoriei, încă există terase în aer liber care nu asigură clienților accesul la o toaletă.